Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Moldova Veche au ridicat în vederea confiscării cantitatea de 37 de kilograme de pește deținută ilegal, fără documente de proveniență, care era transportată în portbagajul unui autoturism. În consecință, pe numele persoanei în cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de transport și comercializarea fără documente a peștelui.